Accident cu 7 victime în Dâmbovița. Șoferul unui microbuz care circula în zona localității Lucianca a încercat să evite impactul cu un autoturism care a frânat brusc, dar a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-un șanț. Toate cele 7 persoane din mașină au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru mai multe investigații. Accidentul s-a produs pe drumul național 1A în județul Dâmbovița. Un microbuz în care se aflau 7 persoane, printre care și un copil, s-a răsturnat și a ajuns într-un șanț de pe marginea șoselei. Se pare că incidentul a avut loc după ce șoferul, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de un gard. În zona localității Lucianca, județul Dâmbovița, s-a produs un accident rutier în care conducătorul unei autoutilitare a virat stânga pentru a evita o coliziune din spate cu un autoturism care a frânat brusc, moment în care a lovit un stâlp de electricitate, a transmis Infotrafic. Autoritățile au fost alertate cu privire la incident, iar la fața locului au fost trimise 2 autospeciale de intervenție și 3 ambulanțe SMURD, alături de 4 echipaje ale SAJ Dâmbovița. Din primele informații, un microbuz a ieșit în afara părții carosabile. În microbuz se aflau 7 persoane care au fost evaluate medical la locul accidentului de către echipajele de prim ajutor, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița. Locul în care s-a întâmplat incidentul este același în care a avut loc un accident similar la sfârșitul săptămânii trecute. Atunci, 11 persoane au fost rănite.